Continuă controlele după ce în hala de carne din Târgu Jiu au fost descoperite carcase de porci infestați cu pestă. Prefectul județului, Cristinel Rujan, a dispus verificări amănunțite. Acest control al corpului de control este în desfășurare. A început de săptămâna trecută, după cum spuneați și voi, după ce au apărut unele informații în spațiul public, domnul prefect a emis ordinul prin care se va desfășura acest control la direcția sanitar-veterinară. Colegii mei au mers deja acolo de săptămâna trecută, sunt și în această săptămână acolo, ridică tot ce e nevoie, documente și tot ce au ei nevoie pentru ca la final să întocmească un raport detaliat și să îl prezinte domnului prefect. În concomitent cu acest control, domnul prefect a sesizat și Direcția de Sănătate Publică, dar și Inspectoratul de Poliție și deci concomitent cu acest control al nostru și celelalte instituții abilitate efectuează control acolo. În mod normal este data de 22 noiembrie, însă dacă colegii mei finalizează înainte, raportul va fi gata. Direcția sanitar-veterinară susține că loturile de carne furnizate în județ au fost însoțite de documente fiscale și certificate de sănătate publică veterinară emise de medici veterinari oficiali din județul Vâlcea.